Încă nu au trecut emoțiile înscrierii copiilor la clasa 0 și clasa 1. Cea de-a doua etapă a început marți și va dura o săptămână până pe 27 martie. În acest interval de timp vor fi înscriși viitorii elevi ai căror părinți solicită o altă unitate de învățământ preuniversitar decât școala de circumscripție pe locurile rămase liberă. După cum știți, în etapa a doua, care va debuta mâine, deci în perioada 20-29 martie, se vor înscrie copii în alte unități școlare decât cele de circumscripție. În această etapă se pot înscrie și copiii care au domiciliul în alte localități. Ca element de noutate, aș profita să aduc la cunoștința celor interesați că funcționează și un centru special de înscriere la nivelul inspectoratului școlar pentru solicitanți din alte județe. Există situații când, eu știu, din diferite motive, sunt copii cu domiciliul al căror părinți au domiciliu în alte județe și vor să înscrie în județul Dâmbovița. Pentru ei, centrul de adresare va fi Inspectoratul Școlar Județean. Înscrierile celor mici se vor face în funcție de locurile disponibile și după criteriile particulare prezentate de unitățile școlare. Apropo de criteriile astea particulare, pentru că am început, văd iarăși câteva discuții, ele sunt pertinente, sunt legate de apropierea locului de muncă al părinților de unitatea școlară unde solicită înscrierea, de faptul că acel copil a frecventat o grădiniță care este arondată școlii respective, de faptul că are frați care învață în școala respectivă, dacă are bunici sau rude la care locuiește și care sunt în zona apropiată școlii. În prima etapă au fost înregistrate peste 2400 de fișe validate pentru clasa pregătitoare. Din aproape 3100 de potențiali elevi recenzați și pentru clasa 1 au fost recenzați 4200, dintre care 3700 înscriși.